Salut, bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Yasmina și astăzi e timpul pentru un nou videoclip, știați că. Și o să vorbim despre pastel. O să vă prezint doar ce am eu. Poate există și mai multe, nu știu foarte multe despre pasteluri, dar o să vă zic ce am învățat eu în ultimii 6 ani, de când am început să fac și astfel de lucrări. Și atunci o să încep cu pastelul uleios. Pastelurile uleioase seamănă cumva cu creioanele pe care le-am folosit în copilărie, doar că sunt puțin mai finuțe și, bine, e substanța de bază, e ulei, nu este ceară. Eu le folosesc în portretele acelea cu fete din povești. Există un termen în engleză, se numesc whimsical. Și influența mea este Jane Davenport. Dacă o să căutați, o să-i găsiți canalul ei de YouTube. Sunt pentru tușe finale, pentru a adăuga accente sau înainte de a face un nou strat de acoarele, să zicem, peste, pentru a crea efectul de rezist, da? Pentru că apa nu se amestecă cu uleiul și unde aplicați nu va fi acoperit de culoare. Eu ce am sunt de la Sakura. Dar mai am o variantă creată chiar de Jane Davenport. E o artistă din Australia și produsele ei cred în prezent mai degrabă doar de pe site-ul ei puteți să le achiziționați. Acestea sunt sub formă de creioane col, acele creioane de ochi, și totuși sunt pasteluri uleioase. Da? Sunt două seturi cu culori diferite, doar că au o mină foarte, foarte moale, trebuie să ai grijă cu ele. Și sunt la fel folosite pentru a adăuga tușe finale, da? Diferite accente de culoare. Ele vin și cu ascuțitoare, trebuie să ai mare grijă pentru că au corpul de plastic și miezul este foarte moale și riști să-l rupi atunci când le ascuți, plus că ascuțitoarea ți se încarcă cu culoare exact ca la creioanele col. Deci ce neplăcere ai cu creioanele col când te machiezi, cam aceleași le ai și cu creioanele acestea. În schimb, sunt culori foarte frumoase și tușele finale pe care le pui chiar au, da, culoarea rămâne adevărată, nu se schimbă, și mai ales cu cel alb, pentru că vă ziceam tot timpul e o problemă cu căutarea albului perfect. Albul acesta chiar rămâne alb deasupra și nu răzbat celelalte culori prin ea, prin culoarea aceasta de alb, ca să o coloreze cu nuanța respectivă. Deci e cel mai tare alb pe care poți să îl iei, să-l achiziționezi. Produsele lui Jane Davenport, ca și cele ale lui Tim Holtz, despre care vă mai spuneam, sunt puțin inedite. Nu sunt acele produse standard, clasice, care fac ce știe toată lumea că trebuie să facă. Sunt cu mici twisturi, da? Cu mici schimbări care le aduc un aspect și un rol inedit pe care nu poți să-l obții în altă parte. Deci acestea ar fi pasteluri uleioase. Apoi, dacă am început cu Jane Davenport, o să vă arăt tot de la ea. Are 4 seturi, eu am doar 3, de pen pastel. Am căutat și n-am găsit, sincer, la noi o denumire și nici produse asemănătoare. În schimb, în Statele Unite sunt o grămadă. Sunt pastel, deci cum ar fi pastelul cretat, dar la
ar fi la tigaie, dacă ar fi să traduci motamo, da? Sunt exact ca și fardurile. De obicei se găsesc în cutiuțe rotunde și mai mari, dar ea le-a prezentat exact ca niște farduri, pentru că ea realizează doar portrete de fete și cu acel aspect, da, ca de poveste, de ilustrații, de cărți de povești. Și efectiv așa le și folosești, ca și cum ai machia ceea ce ai desenat, fata pe care ai desenat-o. Vă ziceam că sunt trei seturi. Unul este birthday suit cu culori de piele, apoi chilled cu culori reci și shod sau lit up cu culori calde. Și al patrulea este cu culori metalizate, de care eu nu prea folosesc, nu l-am achiziționat. Dacă nu doriți chiar Jane Davenport și nu doriți din Australia, pe Amazon sau pe Simon Says Stamp găsiți celelalte variante despre care vă spuneam. Sunt foarte interesante, în sensul că îți dau un aspect foarte soft al lucrării, da, ca așa, ca și cum ai vedea prin vis. O să vă arăt o lucrare. Da? E mult mai finuță decât dacă aș fi folosit, eu știu, acuarele acrilice. Îți dă un alt aspect. Depinde ce efect vrei să obții, ce tehnică vrei să aplici. Apoi sunt pastelurile cretate. Eu am de la Faber-Castell achiziționate, bine, asta e altceva, achiziționate individual, la bucată, din Germania, dar nu le-am folosit ca atare pentru ce ar trebui folosite, le-am folosit în fabricarea de bijuterii pentru a crea diferite texturi cu ele. Trebuie totuși să mă mobilizez și să încerc să fac și o lucrare în pastel, eventual pe hârtie neagră, cred că ar fi foarte interesant. Nu am decât câteva, dar pentru un experiment cred că este foarte bine. Și apoi sunt și pasteluri acuarelabile. Acestea sunt de la Carandash. Sunt cele profesionale și sunt foarte, foarte bogate în culoare. Practic, poți să le folosești în două feluri. Ori colorezi cu ele și apoi aplici apă cu pensula, sau vii cu pensula udă pe vârf, îți iei culoare și apoi o aplici pe hârtie. Sunt foarte bogate în pigmenți și eu le-am folosit o vară întreagă. Și parcă ne sunt ca noi, bine, cu excepția că nu mai sunt la fel de curate, dar nu se vede că le-am folosit aproape deloc. La fel sunt culori profesionale care rezistă la lumină și sunt o variantă bună pentru a picta în concediu sau în călătorie sau într-o expediție pe teren. Da, atunci când nu ești în studioul tău sau la o masă unde poți să pictezi. Carandash e o marcă foarte bună. Și dacă vorbim de pasteluri, am să vă arăt și un spray. Acesta este pentru pastelul cretat sau pentru cărbune. E un fixativ, astfel încât să nu ți se ridice culoarea după ce ai terminat lucrarea, să nu poți să o iei pe mână, bine, tot trebuie să fii finuț cu ea, sau dacă lucrezi în jurnal de artă, să nu ți se ia pe pagina cealaltă. Ce mai puteți să faceți este să prindeți o hârtie de calc deasupra cu puțină bandă washi
e mai finuță decât banda scotch și se poate îndepărta deasupra, astfel încât să nu se ia culoarea și să nu se strice nici lucrarea, nici eventualul lucrare de pe pagina cealaltă. Sper că ați găsit interesante informațiile, puneți-mi întrebări, veniți cu sfaturi și cu recomandări dacă știți lucruri mai multe, mai interesante sau aveți ceva de împărtășit sau dacă vreți să știți mai multe lucruri. Vă mulțumesc și ne vedem în videoclipul următor. O zi frumoasă să aveți! Thank you.